De data aceasta, Consiliul Județean încearcă să-i bage pumnul în gură lui Gârbaciu, obligându-l să nu vorbească despre concursul organizat pentru ocuparea postului de director la Școala Populară de Artă. Este cunoscut faptul că acesta a obținut nota 6 și 61 de sutimi, notă care consideră că îl nedreptățește și a spus acest lucru public, motiv pentru care echipa de imagine a Consiliului Județean a mai trimis un comunicat prin care Viorel Gârbaciu este sfătuit să nu mai facă atâta scandal.